Bine ați venit la acest eveniment deosebit de important pentru școala noastră, comemorarea și cinstirea elevilor și profesorilor de ieri și de azi. Vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi în această zi. Este o dovadă a faptului că ne apreciați, respectați această instituție de învățământ. Mulțumesc că Părintele Brădățanu, Părintele Claudiu, Părintele Hariuc și Părintele Nistor au acceptat invitația noastră de a fi alături de noi. Va urma o slujbă de pomenire în memoria colegilor noștri care nu mai sunt printre noi și apoi o dezvelire de placă omagială în memoria profesorilor și în cinstea profesorilor care astăzi slujesc învățământul de la Colegiul Vasile Lovinescu din Părticeni. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Acum și pururea și în veci.
și vecilor. Amin. Bucură-te, curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, iar noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Alexandru, Veronica, Dănuț, Iosef, Ioan, Pavel, Ana, Daniel, Paula, Vasile, Nicolae, Paraschiva, Corneliu, Elena, Constantin, Petru, Elena, Iuliana, Marie, Mihai, Iruna, Constantin, Stelian, Cătălin, Natalia, Viorica, Liliana, Mircea, Virginia, Melania, Paraschiva, Constantin. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, ce de voie și fără de voie. De la Hristos, Dumnezeu nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește. Dumnezeu, Domnul, așa-te-n trupul care-i făcat moarte și pe deasă se pașă de viață în metale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților rogurile ce s-au pomenit. În loc luminat, pe loc verdeasă, de odihnă, de neafugit toată durerea, tristarea și spinarea. Și orice greșeală să vășite ei cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca Dumnezeu bun și viitor, Doamne, iartă-i. Dumnezeu, că nu este om ca să fie viu să nu greșească în momentul singur și fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău, adevărul, că tu ești învierea viață și odihnea dormiților rogilor tăi ce s-au pomenit de stase Dumnezeul nostru și te slavă noțe împrunși cele fără de tot pe Părinte, prea Sfântului și bunului de viață, Sfântului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veșnică și la judecată nu va veni ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă că vine ceasul și acum este când morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și care vor auzi vor învia. Căci de cum Tatăl are viață în sine, așa ai dat și Fiul să aibă viață în sine.
și a dat lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, că vine ceasul în care toți cei morminte vor auzi glasul lui și vor ieși cei care cu cele bune spre învierea vieții, iar cei care cu cele rele spre învierea osândirii. Eu nu pot să fac de la mine mitre cum aud judec, dar judecata mea e dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Domnul robilor, te pomeniți aici. Maria, Alexandru, Toader, Constantin, Gabriel, Mioara, Elena, Jănică, Alexandru, Veronica, Dănuț, Iosif, Ioan, Pavel, Ana, Daniel, Paula, Vasile, Nicolae, Paraschiva, Corneliu, Elena, Constantin, Petru, Elena, Iuliana, Mihai, Elena, Miruna, Constantin, Silvian, Cătălin, Natalia, Viorica, Liliana, Mircea, Virginia, Melania, Paraschiva, Constantin, cu tot neamul lor ce l-a dormit, orice au greșit ca niște oameni în această viață. Și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, dezlegându-i de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la chiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, au suferit o necare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac o binepăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zdite de tine. Te binecuvântați și prea slăvite ești în vecii vecilor. Această săptămână, închinată celor 100 de ani de existență a acestei școli, s-a desfășurat în această notă extraordinar de frumoasă, la care au contribuit toți, toți cei prezenți, toată școala asta, în frunte cu directorii ei. Bravo lor pentru tot ceea ce au făcut și pentru ceea ce vor face. Și mai ales pentru faptul că își amintesc și de cei care au trecut prin această școală și astăzi nu mai sunt și care cu siguranță și-ar fi dorit foarte mult să trăiască și ei aceste clipe. Mi-amintesc faptul că un fost elev de-al nostru
acum o lună de zile a murit și el vorbea mereu și transmitea dorința lui de a fi prezent la această manifestare a școlii noastre, împlinirea 100 de ani. Iată că el astăzi nu mai este, dar sunt convins că spiritul acesta și atmosfera aceasta probabil se înalță la ceruri pentru a-i mângâia sufletul. Asemenea, colegii mei care de asemenea astăzi mai sunt, probabil că trăiesc în sfere înalte această sărbătoare minunată a școlii. Ce aș putea să spun, că sunteți cu toții minunați. Vă spun că am avut, mă rog, oarece îndoieli cu privire la eveniment și am zis că el se desfășoară în cursul unei săptămâni de școală, în timpul școlii. Dar iată că toate lucrurile astea s-au petrecut în așa fel încât toți au fost extraordinar de mulțumiți. Mulțumim celor care sunt cu gândul alături de noi, mulțumim preacucernicilor părinți că și-au făcut timp și au venit la această sărbătoare, mulțumim autorităților locale care se îngrijesc de școala noastră, mulțumim tuturor, mulțumim celor prezenți și în nume personal, dar cred că și a celor care sunt mai de mult plecați de școală, să mulțumesc acestor minunați profesori ai școlii, acestui colectiv didactic care, vă spun sincer, mă impresionează. Vă doresc o viață lungă și să dea Dumnezeu să petreceți bicentenarul. Spun eu că ducem la bun sfârșit, așa ceea ce ați început dumneavoastră. Soarta a făcut că eu să fiu director în această perioadă, dar ceea ce s-a făcut în școala asta se datorează dumneavoastră în primul rând. Aveți tot respectul și recunoștința din partea noastră. Pentru că mai mult de 40 de ani am lucrat aici și ca elevă și ca profesoară. Vreau să... Și ca director. Vreau să vă spun că rămân puternic impresionată de aspectul cum se prezintă și mai ales de modul cum v-ați organizat și cât ați muncit să ajungeți la așa o performanță pentru această aniversare a 100 de ani de la înființarea liceului. Felicit pe domnii directori, trio, să zic, sau cum, pentru că mă văd că este probabil o